Este frumos la nuntă și ne bucurăm pentru mire și pentru mireasă. Vrem să felicităm decizia voastră, să ne exprimăm și noi bucuria și, de ce nu, să felicităm familiile, părinții care au crescut, familia din România, care acum ne urmăresc, familia de aici, care au crescut acești doi tineri în frică de Domnul, în casa Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze și uitați rodul vostru, copiii, cum se uh, cunună în casa Domnului. Pentru câteva minute uh, scurt, uh, o să privim la textul din 1 Petru, capitolul 3, care s-a citit la începutul slujbei uh, de căsnicie, de căsătorie în această dimineață. Deci, 1 Petru, capitolul 3 și aș vrea să răspundem la o întrebare. Cum trebuie să fie purtarea soților în căsnicie? Cuvântul care se repetă atât în dreptul nevestelor, cât și a bărbaților, este ideea aceasta de purtare. Uitați-vă la versetul 1. Prin purtarea nevestelor lor. Și apoi versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru. Există un anumit tip de purtare, de conduită pe care doi tineri care doresc să se căsătorească, ei îl au. Și cum spunea fratele Iosua mai înainte, cine caută, găsește, da? Cine bate la ușă, capătă. Și Biblia spune foarte frumos că nevasta este un dar de la Dumnezeu și cel care găsește acest dar, care primește, este fericit, este binecuvântat. Singurul care a dormit înainte de căsătorie a fost Adam. Restul, noi nu dormim, noi ne uităm bine, căutăm, ne rugăm, postim, stăm înaintea Domnului și apoi găsim ce ne trebuie. Este, frate David și sora Lina, ați avut o anumită conduită până la punctul acesta. Care este însă conduita în continuare? Care este purtarea soțului? Care este purtarea soției? În ce direcție trebuie să mergem noi? Și cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă multe multe sfaturi care le are, se adresează specific problemei căsniciei sau acestor frământări care pot apărea, care este rolul soției, care este rolul soțului. Uitați cum spune cuvântul lui Dumnezeu, direct, nevestelor are un mesaj care se adresează pentru partea feminină, pentru soții. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și ne îndeamnă și îndeamnă partea feminină în această dimineață la o purtare specifică, la o purtare deosebită. Și notez în această dimineață câteva adevăruri pentru sora Alina. În primul rând, trebuie să fie o purtare în supunere față de soți. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie un stil de viață curat și în temere, versetul 2. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să existe o anumită curăție și apoi un duh blând și smerit. Da? Apoi cuvântul lui Dumnezeu vorbește că trebuie să trăiască cu nădejde în Dumnezeu, versetul 5. Și în final, în versetul 6, nevasta, soția este îndemnată de către Dumnezeu să trăiască făcând binele fără să se teamă de ceva, făcând binele. Această dimineață, pentru că timpul este așa foarte scurt, aș vrea să poposim, dragă Mireasă și toate surorile din adunare, la primul aspect și anume aspectul supunerii, supunerii. Acesta este o problemă spinoasă, mai ales în vremurile noastre unde există multă democrație, unde mișcarea feministă are un cuvânt greu de zis în sistemul educațional. Știm, cunoaștem ce se întâmplă în jurul nostru. Oare cuvântul lui Dumnezeu mai are valabilitate pentru noi? Oare mai este de folos să existe aspectul acesta al supunerii în căsnicie? Haideți să observăm paradoxul supunerii. Paradoxul supunerii. În Biblie noi găsim multe paradoxuri, lucruri care nu fac sens, care nu au înțeles la mintea umană, dar care sunt bune pentru noi. Uitați-vă la paradoxurile căsătoriei. Cei doi se unesc și unul plus unul devine. Nu doi, devine unul, devine una, da? E un paradox. Sunt paradoxuri apoi în viața de credință. Cel ce își pierde viața și o va câștiga, și o va câștiga. Uh, multe paradoxuri. Într-adevăr, supunerea uh, pentru ființa umană nu este un lucru ușor. Dar porunca supunerii nu este doar pentru soție față de soți. Uitați-vă, vă rog, că porunca supunerii este în toate relațiile umane în societate. Cetățenii trebuie să fie supuși față de autorități. Roman, capitolul 13. Nimeni nu vrea să locuiască într-o societate, într-un oraș, într-o țară, într-o formă de guvern unde nu există autoritate și unde nu se respectă autoritatea. Fiți supuși față de autorități, spune cuvântul lui Dumnezeu nu numai, dar apoi în biserică, nu numai în societate, ci și în biserică, trebuie să existe o supunere. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, da, să fim supuși față de mai marii noștri, față de liderii bisericești. Dumnezeu să ne ajute la această supunere pe care trebuie să o avem. Dar apoi Biblia vorbește de supunere în familie, în relație unii cu alții. Spune cuvântul lui Dumnezeu copiii să fie supuși părinților este, apoi soția trebuie să fie supusă soțului și în final în familie bărbatul trebuie să fie supus Hristos Domnului. Aceasta este ordinea și supunerea este în toate sferele, fie în forma de guvern, fie în forma de familie, fie chiar și în biserică trebuie să existe supunere unii față de alții. Spune Biblia așa de frumos de Hristos Domnul în Luca, capitolul 2. S-a dus acasă de la Ierusalim la Nazaret și zice că le era supus părinților. Hristos, Mesia, Dumnezeu, într un pat supus părinților. Dacă vreodată vă este greu să vă supuneți sau să ne supunem, să ne aducem aminte de Hristos Domnul. Să ne aducem aminte de Hristos Domnul. Da, este o poruncă și să știți că soția, dacă și înțelege locul cu adevărat, dacă își înțelege binecuvântarea aceasta va fi un mare potențial acolo. Ideea de supunere nu este sub nicio formă de a domina de superioritate, de inferioritate. Nu, nici de cum. Dumnezeu știe cel mai bine cum trebuie să funcționeze o familie. Nu contează cât de educat este unul sau altul. Nu contează cine aduce mai mulți bani în familie. Nu contează cine produce mai mulți bani. Nu contează cine are mai multă înțelepciune, cine este mai dominant din firea și din caracterul lui ordinea stabilită de Dumnezeu este Hristos Domnul, bărbatul, soția și copiii. Pentru că Dumnezeu dorește ca familia să funcționeze bine, să fie eficientă. eficientă. Când soția este supusă, ea este sus pusă, nu jos pusă. Dacă cineva îți spune, dacă vă comunică cineva, dacă societatea comunică că prin această submission, supunere, îți pierzi personalitatea și nu mai ești cine trebuie să fii tu cu adevărat, este o minciună. Cu adevărat îți găsești rolul atunci când ești în locul pus de Dumnezeu. Nici mai mult, nici mai puțin. Doar acolo trebuie să stăm, în locul unde Dumnezeu ne așează. Uitați-vă ce se întâmplă atunci când luăm în serios ideea aceasta a supunerii partea feminină, iubite surori. Uitați ce se întâmplă, ceea ce nu rezolvă argumentul verbal. Știți că bărbații vorbesc 20.000 de, de cuvinte, așa ne spun cel puțin oamenii cu statisticile. Femeile vorbesc vreo 30.000, de mii, nu știu dacă chiar e adevărat. Eu vorbesc mai mult ca soția, vă spun adevărul, numai să vorbesc ce trebuie, da? Dar mă rog, 20-30 de mii de cuvinte să rostești și încearcă femeia și nevasta să-și schimbe bărbatul. Și spune versetul 1 din pasajul nostru, ceea ce nu se rezolvă prin puterea argumentului, a logosului, a cuvântului, a cuvântului, se câștigă prin supunere. Pentru ca bărbații voștri, dacă nu ascultă cuvântul, aici are în vedere o căsnicie între o credincioasă și un necredincios. Pavel scrie și el la familie în Efeseni, capitolul 5, și el se adresează la o, o, o situație fericită, unde și soțul și soția sunt credincioși. Petru însă tratează o căsnicie cu o anumită imbalanță, spunem noi. Ea e pocăită, ea e credincioasă. El nu este. El nu ascultă cuvântul și. Așa spune Biblia, pentru că dacă bărbatul nu ascultă cuvântul, totuși, totuși, să fie câștigat fără cuvânt, adică alea 30.000 de mii de cuvinte care le rostește nevasta într-o zi, nu mai ajută, nu rezolvă. Însă Dumnezeu promite că prin purtarea aceasta smerită, ai face bine bărbatului, al binecuvânta, al numi Domnul meu, cum spune pasajul mai jos, și nu-l mai parcurgem în această dimineață din lipsă de timp însă prin comportamentul acesta prin supunerea prin faptul că îi face bine, că îi blândă, ea soția îl câștigă fără cuvânt, fără cuvânt. Vedeți potențialul supunerii? Schimbă bărbatul, schimbă casa, schimbă familia. Te rog, Alina, înțelege în această dimineață locul unde Dumnezeu te pune locul unde Dumnezeu te pune. Toată lucrarea aceasta supunerii pleacă din inimă, pentru că spune Biblia că exemplul este Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Și m-am uitat în Biblie unde Sara îl numește pe Avram Domnul ei. Știți unde? În inima ei. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 19, da? Cred că cu versetul 12 sau 18. Mă rog, spune acolo că Sara în inima ei a gândit și a spus: "O, Domnul meu, dar cum să mai avem noi copii?" În inima ei l-a iubit și l-a respectat pe Avram. Potențialul supunerii și ideea supunerii și a iubirii și a dragostei pornește din inimă. Contrastul dintre Sara și Mical este foarte mare. Mical care era soția împăratului. Fata împăratului, da? Era fata lui Saul. Și acum era nevasta împăratului a lui David și spune Biblia la 2 Samuel 6 cu 16 că Mical s-a uitat pe fereastră, a privit la bărbatul ei, la David și spune Biblia că l-a disprețuit în inima ei. Dacă Sara l-a iubit și l-a respectat pe Avram în inima ei și a fost răsplătită și binecuvântată Sara, Mical de partea cealaltă l-a disprețuit în inima ei. Și spune Biblia că Mical nu a avut copii până în ziua morții ei, pentru că Dumnezeu a luat seama la aspectul acesta, la aspectul și la realitatea aceasta. Potențialul supunerii. Haideți acum într-un minut sau două să trecem și la purtarea soțului. Acum am petrecut mai mult timp la soție pentru că așa proceda Petru. Zice Petru că a dedicat șase versete la purtarea soției și apoi un singur verset la purtarea bărbatului. Mă rog, așa a ales Duhul Sfânt în această dimineață. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre. Să nu cumva, David, să ți se urce la cap ideea asta cu supunerea, cu superioritatea, să te crezi tu buricul pământului. Știți că dacă te crezi buricul pământului, se găsește o nașă și taie și buricul ăla, da? Nu cumva să ți se urce la cap, ci din potrivă tu trebuie să te porți cu înțelepciune cu nevasta ta. De ce? Pentru că ea trebuie să-i dai cinste, este un vas mai slab, însă ele vor moșteni împreună cu noi harul vieții, ca să nu fie împedicate rugăciunile voastre. Dragă David, înainte să spui Doamne, Doamne, și să fii sigur că ești ascultat, tu trebuie să spui dragă, dragă. E biblic, scrie aici, Adică dacă nu-ți rezolvi problema cu ea și dacă nu trăiești în armonie sfântă, în unitate, Biblia zice că degeaba vii la rugăciune și te rogi, Dumnezeu nu ți ascultă rugăciunea, pentru că nu te-ai purtat cu înțelepciune cu soția acasă. Așa că înainte să spui, Doamne, Doamne, spune, dragă, dragă, toate bine, merg la rugăciune, frații mă pun să dau un îndemn sau mă rog, am multă rugăciune la altar, stau înaintea Domnului, rezolvă problema, fii în armonie și în, în, în pace cu, cu soția. În încheiere, spune cuvântul lui Dumnezeu că funia împlendită în trei nu se rupe ușor. Și sunt două aplicații care vreau să vi le las în această dimineață funia împletită în trei, la ce se referă, cum, cum putem aplica imaginea aceasta în căsnicie? Omul este trup, suflet și duh. Motivul pentru care oamenii din lume, din afară, cu milioanele și cu milioanele se despart, se despart. Este pentru că iubirea și dragostea este doar la nivelul trupului, a fizicului, pasiune. Se uită, îmi place, arată bine și gata, se însoară și... Dar se despart apoi. Pentru că omul nu este doar trup, este și suflet, asta este a doua funie. Și iubirea adevărată este în trup, este în suflet, la domeniul emoțiilor, acolo unde nu se vede, acolo unde este personalitatea omului. Și eu vă doresc în această dimineață să fiți împletiți, legați, într-o dragoste, da, e adevărat, trupească, trupească, dar apoi la nivelul sufletului la nivelul sufletului. De aia se zice în limba engleză soulmate, soulmate, pentru că vă uniți în domeniul acesta al emoțiilor. Dar apoi omul este a treia dimensiune, este duh și asta are în vedere partea duhovnicească și cei din afară nu o au, noi o avem pentru că suntem copiii Domnului. Amin. Și acum funea împletită în trei, adică trupește, vă iubiți, sunteți pasionați unul față de altul și o să vă bucurați unul față de altul, amin! Dar apoi funea se împletește și emoțiile și sufletul și stați de vorbă la un pahar, la un, o ceșcuță de ceai sau de cafea și povestiți, how are you, my dear? Și o întreb de sentimentele ei și discutați și, Dar apoi vă plecați pe genunchi, domeniul spiritual duhovnicesc. Tu te rogi pentru ea, ea se roagă pentru tine. Funia împletită în trei, nu se rupe, dragii mei. Dezvoltați iubirea aceasta pe cele trei dimensiuni. Pe cele trei dimensiuni. Și în al doilea rând, funia împletită în trei, sigur, are în vedere faptul că există soțul, Există soția, ei sunt ca într-un triunghi, da? Și Dumnezeu este sus în capătul triunghiului. Și aici este David și aici este Alina și funia împletită în trei. Adică ei se apropie de Dumnezeu care este în capul unghiului. Și cu cât ei se apropie mai mult de Dumnezeu, de fapt ei se apropie unul față de altul. Și așa se face că funia împletită în trei nu se mai rupe, nu se mai rupe. Dumnezeu să vă binecuvânteze I mean I mean